Doamnelor și domnilor, Hristos a înălțat! Bună seara! Cu o semnătură, ministrul de interne a tăiat norma de hrană pentru mai bine de 135.000 de polițiști, pompieri și jandarmi. Ei au fost informați printr-o circulară că, începând chiar din această lună, rămân în medie fără 550 de lei din salariu. Minus 550 de lei din salariu înseamnă minus 550 de lei din bugetul unei familii, spun sindicatele pregătite de proteste. În actele ministerului, polițiștii, pompierii și jandarmii au devenit doar cifre. Iar aceste cifre, uneori, nu mai suportă și aleg sinuciderea. Aruncați caschetele! Încep prin a face un apel la adresa liderilor de sindicat. Vreau să îi rog să vină alături de noi, să modernizăm acest sistem și acest minister. Cred că putem să-l facem împreună și nu separat. De partea cealaltă a pupitrului, plin de explicații, au stat cei cărora li se iau banii, 550 de lei. Pentru mulți înseamnă aproape jumătate de salariu. Eu personal am, de exemplu, un salariu de 1700 de lei. Mihai Slat a absolvit facultatea de drept și este polițist de 8 ani. Din salariu are grijă și de părinții lui. Plătesc o rată de 4-5 milioane. Mai am întreținerea 2 milioane, plătesc cablu, plătesc lumină, îmi plătesc telefoanele. De îmbrăcat, probabil că nu o să mai mă îmbrac și o să umblu în uniforma pe care o am de la minister și o să umblu pe stradă toată ziua în polițist. În aceeași situație sunt încă 140.000 de oameni. Grijile i-au adus la disperare. Este un linșaj împotriva polițistului român. Cei mai mulți abia se descurcau cu banii și înaintea tăierilor anunțate astăzi, iar acasă îi așteaptă familiile. Sincer, vreau să vă spun că nici nu mai pot să-i privesc în ochi. Pentru că, după cum știți, familia nu se poate întreține cu promisiuni. Câțiva lideri de sindicat au intrat astăzi în biroul ministrului. La ieșire păreau că zâmbesc. E posibil ca norma de hrană să fie redusă doar luna aceasta, dar cei mai mulți se întreabă ce se va mai decide pe urmă. Nu vom mai aduce de acasă niciun fel de tipizate, niciun fel de logistică în minister, iar dacă nu ne vor fi puse la dispoziție, vom înceta activitatea și nu vom desfășura activități, fiindcă nu avem cu ce să desfășurăm. Luni, alți 1000 de oameni vor ieși în stradă. Vor încerca încă o dată să-i sensibilizeze pe guvernanți.